Din primele verificări efectuate s-a stabilit faptul că o ambulanță pentru transport persoane în timp ce transporta trei pacienți în localitatea Francești ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 43 de ani. În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului de ambulanță a celor trei pacienți, cât și rănirea unei gravide în vârstă de 34 de ani. Toate cele șase persoane implicate în accident au fost transportate la unitatea de primiri urgență a municipiului Râmnicu-Vâlcea astfel. Un bărbat de aproximativ 74 de ani, cu fractură deschisă de tibie și peroneu la membru inferior stâng, a fost transportat de către ambulanța Zmurt. Doi bărbați cu traumatisme ușoare, cu vârste de aproximativ 42 și 69 de ani de autospeciala pentru transport personal și victime multiple, iar celelalte trei victime de ambulanțele aparținând serviciului de ambulanță județean Vâlcea.